Văzând toate aceste cazuri incredibile care se petrec în sistemul sanitar, am început să mă întreb din ce în ce mai serios dacă statul român are vreo strategie pentru sistemul de sănătate. Pentru armată știm că are, da, a fost primul lucru făcut de președintele Iohannis. Pact Național pentru Apărare. Vă amintiți? Să mărim bugetul armatei. Asta era important, domne. De fapt, noi de-aia l-am ales pe domnul Iohannis, să rezolve asta cu armata, nu? Nu? A, mă scuzați, înseamnă că doar eu l-am ales ca să mărească bugetul la armată. Doamne, da, tati, asta ne trebuie nouă, armată, puști, gloanțe, avioane, de-astea. Ce prosteană, de-aia pe față, așa, de parcă am fi retardați. Adică sănătatea, educația sunt foarte, foarte importante. Domne, că e vorba de strategie, se bagă acolo la discursuri frumos, păi da. Dacă vrem o educație de calitate, va trebui să asigurăm o legislație de calitate care nu se face în funcție de interese personale sau calcule politice, care nu se modifică o dată pe săptămână. Cred că avem nevoie de un sistem sanitar fără corupție, mare sau mică, la orice nivel și de orice fel. Pur și simplu, fără corupție. Avem nevoie de un sistem care răsplătește valoarea. Da, da, da. Și bani, hands. Când vine vorba de educație și sănătate, nu se poate. Pentru că noi avem alte probleme. Cu pistoale, puști. Mă rog, despre educație tot se mai vorbește. Fiecare inteligent care ajunge ministru trântește o reformă. Dar sănătatea e o chestie care merge de la sine. Nici măcar n-ai nevoie de medici sau, culmea, de asistente. 6.000 de asistenți medicali sunt formați anual în România, însă aproape jumătate ajung să lucreze în străinătate sau în clinicile private din țară. În tot acest timp, în spitalele de stat, asistentele în prag de pensionare aleargă de la un salon la altul, iar în cele mai negre zile, una singură trebuie să îngrijească și 10 bolnavi. Nu-l întrebați pe ministrul sănătății, domnul Patriciu Andrei Achimaș Cadariu, de ce pleacă jumătate dintre asistente, pentru că vă putem spune noi. În străinătate, fetele muncesc de două ori mai puțin decât aici și sunt plătite de 10 ori mai mult. Cum ar veni, afară se muncește ca afară și se plătește tot ca afară. Dar poate ne spune domnul ministru de ce stăm atât de prost și la capitolul medici. Doi medici la 15.000 de pacienți. La secția de oncologie a Spitalului Județean Deva lucrează doar doi specialiști, în condițiile în care, pentru o funcționare normală a secției, ar fi nevoie de cel puțin patru. Adevărul e că ce ar putea să facă un ministru, un guvern sau un președinte ca să oprească hemoragia de cadre medicale? Să mărească salariile? Nu se poate! Ne pleacă investitorii, sunteți nebuni! Deci nu putem să le mărim salariile. Așa că mai bine le plătim școala, ca să nu se ducă în străinătate nepregătiți. Asta ne-ar mai trebui să ne facă și de baftă pe acolo, nu? Iar noi nu trebuie să emitem pretenții, pentru că oricum sistemul ne dă mai mult decât merităm. Tot ce merităm noi e să ne vindecăm singuri și să mai și plătim bani la stat pentru asta. Asta e tot ce merităm. Dacă ne place să muncim și să ne plătim impozitele, dacă ne făceam toți tehnocrați, poate meritam mai mult. Dar așa ciocul mic și fuga la casierie, să nu se enerveze ANAF-ul că n-am plătit în avans.